Arată. Bună seara, Iona! Bună seara tuturor! Bună seara, Andreea! Scuză-mă! Bună seara tuturor! M-am întors din concediu, prieteni dragi, cu forțe proaspete și am venit că mă aștepta un invitat cu greutate care până să vin eu să-l aduc aici la emisiune, a postat deja pe Facebook că vine la mine să dea cărțile pe față. Păi cine sunt eu să-l oprez? Dacă vreau omul să dea cărțile pe față, să le dea. Sper să nu fie cărțile de joc, să fie cărțile alea grele din politică. Pe alea vreau să le aud, pe alea vreau să le deschid, împreună cu Popescu Piedone, desigur, dacă n-ați aflat deja, primarul de la 5, acela care se vrea mai nou primar al capitalei. A spus omul, vrea și cărțile pe față aici. Suntem în studio, îi oferim. Tribuna, să vedem ce zice. Sper să nu mă aburească, fiindcă nu-mi place și știți că nu-i las pe niciunii. Dacă mă duce pe stânga, pe dreapta, o să-l opresc cât e de mare, de puternic, spunem stop și cu asta basta. E bine, începem un pic și cu politică pe ora a doua, aducem aici o distribuție să, să încaiere oamenii între ei, politicienii, sau să spună lucrurilor pe nume, așa cum spune invitatul din prima oră. Cam asta e scurta radiografie din cele trei ore, poate facem un pic și telefonul de la aproape miezul nopții, dar până atunci, Iau și eu o mică pauză și revin în forță. După foarte puțin timp, nu? Mulțumesc încă o dată. Gata, oameni bune, am revenit și cum v-am spus înainte de pauza asta scurtă în introducerea mea, l-am adus pe primarul de la 5. Da? Primarul de la 5 care singur a spus-o, nu l-am obligat eu, a postat pe pagina de socializare Că vine la mine aici în emisiune să dea cărțile pe față. Și cum v-am spus și în prima parte, în introducerea cu pricina, sper să nu fie cărți de joc, să fie cărți de alea grele din politică. Bună seara, domnule primar Popescu Piedone! Bună seara, domnule Dan Bucura! Ați bună adus seara. cărțile, le avem cu bună noi aici. Bună seara dumneavoastră, bună seara, dragi bucureșteni și iubită România! Domnul primar, vă spun direct, ca să nu avem vorbe la proces, știți cum zice românul, mi-am propus să nu fac o emisiune electorală cu dumneavoastră. Dacă veniți să vă pentru asta, noastră și cu echipa, că ați avut și aici a doi băieți cu dumneavoastră. Marea mea echipă, marea da. mea echipă da. de piară. Mare, mică, eu am spus-o, sunt de... cu dumneavoastră, i-am dat în primire. ei sunt cu mine de peste 25 de ani. Deci, așa că dacă v-ați pregătit pentru emisiunea electorală, nu e cazul, dar cum vă știu. Operația pe un viu, om deschis, nu. Operația pe viu. după, să te după aveți cum vă spunem, un, un om deschis dintr-o bucată. Aveți un bisturiu numit presă, aveți un uh, titlu în presă, Dan Bucura, ați pus titlul de presă, trageți cu toate armele în mine. Aștept. Îmi place, îmi place cum uh, ați început, așa că o să continuăm în linia asta. Domnul primar. V-a scos statul ăla paralel, de drept, perpendicular, din pușcărie ca să încurcați jocurile la primăria capitale? Uh. Uh. Răspunsul este categoric nu, dar cu siguranță uh, s-a întâmplat ceva. Și mi este ca după această emisiune, acel stat paralel care nu este chiar schilodit, încă mai lucrează pe anumite, nu acele culoaruri care într-adevăr nu mai pot patina atât de rapid pe ele, dar după emisiunea, după emisiunea asta s-ar putea ca să fie cineva deranjat și să înceapă să mă arate mai sau să mă dea pe gheață. Ok, dacă ei vor vrea acest lucru, eu sunt dispus să, să intru în jocul lor. Și așa România stă pe un butoi de pulbere, și așa Bucureștenii stau pe un butoi de pulbere. Dacă au nevoie de o scântie numită piedone, n-au decât de mâine să -și se ocupe de ce știu eu, e mai bine să facă. Interesant. Păi atunci haideți să stabilim puțin clar așa intențiile dumneavoastră. Le-ați cam spus în linii mari în ultimele două, trei săptămâni, dar să le stabilim. Ați afirmat public că sunteți gata să fiți candidatul unei alianțe sau măcar al partidului pe care îl reprezentați pentru capitală. Da, Știți că, practic, prin această afirmație, zic eu că cam stingeți lumina Gabrielei Firea, care se încălzea să fie domnia sa, candidat, nu, măcar al peste de Înainte de a vă începe să vă dau un răspuns și, de fapt, m-ați luat prea brutal, m-ați băgat direct în subiect, vreau să fac o clarificare. Eu nu vreau să sting nim nimănui lumina. Avem culoare de zbor separate. Eu armata am făcut-o cândva, se numea aviația, care dă senzația. Se numea cuc de zei, coordonarea zborurilor de zi și de noapte. Și am învățat că de atunci că trebuie să avem culoare de zbor separate. Fiecare cu ce poate să zboare. Alții cu Boeing, eu cu apa de, -asta de vânătoare sau eu știu... Strop. Dar ce belicos sunteți cu vânătoare direct? -ați nu ați luat-o planor, un planor? -ați luat nu, cu nu, 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 avion de vânătoare. Îmi place și alea mai vechi, așa că eu ce sunt pe vin. Nu, nu vânez nimic, nu vânez nimic și nu vreau să uh, produc leziuni nimănui. Asta mi-a spus de doamna Gabriela Fira, pe care o respect, o apreciez pentru toată activitatea. Și prezentă și viitoare acolo unde Dumnezeu va hărăuzi să, să intre. Dar să nu înseamnă că fiecare cu culoarul ei lui dezbor. Și vă spun astăzi cu subiect și predicat spuneați de o alianță. Eu sunt membru și sunt președintele Partidului Puterii umaniste social liberale. Sunt sos și social și liberal. România are nevoie datorită astăzi evoluției în care pot să zic și o știți și dumneavoastră și o știu și românii înceată ba mai mult stat pe loc și având foarte multe cazuri sociale la nivel de România și la nivel de București, că o să ne întoarcem probabil la subiectul ăsta, dacă dumneavoastră o să doriți, să vă explic și în niște cazuri despre, să vă spun posibilitatea acestor cazuri sociale, cum s-ar putea rezolva. Ajungem și la ele, da. Eu, cum v-am spus, președintele al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, fiind și social și liberal, iar prin structură, sânge și educație, sunt social mai mult decât liberal. Avem nevoie și de liberalism. Și politici liberale, clar. Dar eu sunt social din mediul lor provin de acolo m-am ridicat din lumea cea multă nebăgată astăzi în seamă iar spuneați și revin la alianță doresc o alianță eu cu partidul meu cu aceste partide astăzi indecise nu mi se pare normal nici indiferent cum se numește candidatul să anunți într-o conferință de presă șansele sunt egale. Toți plecăm cu șanse egale, toți ne, ne naștem cu șanse egale în fața lui Dumnezeu. Dar uh, contabilit uh, contabilitatea stă doar în uh, ochii electoratului. Și nu știu care, cât cum cred în Dumnezeu, dar știu că acolo avem cu toți o curte de conturi ce bagi în pământ ai vei scoate? Am 30 de ani de administrație. Eu zic că biologic mi-a venit rândul. Raportat la experiență. Raportat la biblioteca am învățat o mai târziu. Ca trebuie să am și acea bibliotecă, studiu o să spună, domne, ți-ai luat bacalaureatul sau ai dat facultatea la 30 și nu știu câte am. Da. Dar până deci, atunci, primar, vă opresc ca să, să pe burtieră. Deci, credeți că va veni rândul pentru primăria capitalei, corect? Nu, nu. nu. Lăsați rândul mă... la ce? Păi, lăsați ca, de, mă... Până și producătorul meu zice în cască, domne, rândul la ce? la carne, Dar la... Cum să team până 89, în... lăsam... Lăsam lăsam sticluța, lăsam scaunelul ăla, eu le-am prins și acele vremuri, când lăsam sticluța și scaunelul ca să prind coada, nu. Deci de gata, a, gata. vreau să fac, dacă tot m-ați luat Dar dați-mi și știrea ca să o te pun pe burtire, că ați zis de cărțile alea da, pe da eu, Cristian, deci la... Cristian Popescu Piedone, emisiune la tine, Dan Bucura, Uh, nu mi-a intenția Voi candida la primăria capitalei Din partea Partidului Puterii Umaniste Iar cine vrea să se alinieze Lângă Bun. Iar cine vrea să se alinieze lângă uh, Noi Să aibă o alianță cu noi Partidul Puterii Umaniste Sunt deschis, cum am zis Sunt și social și liberal Sau să mă convingă Dar nu mai este loc astăzi Dacă am venit astăzi Să, nu, să mă detonez Conștient, nu nebun știu câtă lume deranjez și am deranjat știu, știu câtă lume mi-ar bea sângele care este diferența între acea lume nevăzută de dumneavoastră lumea la vorbiți, exact. vorbiți de o lume nevăzută pe... sau lumea no, de pe stradă no, no. lumea nevăzută care m-ați întrebat la început te-ai eliberat, te-a băgat uh -huh. și multe alte uh, discuții și uh, probleme politice uh, nu mă interesează de ei ce n-au ei am eu eu am suportul electoratului, eu am suportul firului de iarbă, eu de acolo provin. Dai în mine, dai în frazici și zile, dai în clasa muncitoare. Aici mi-a venit rândul și mi-a venit rândul biologic, datorită experienței mei în administrație publică locală. Au că se fac anumite cărți pentru... Unul, cel puțin, tot respectul a ieșit public și a spus, domnul Șucu a zis că nu-l interesează candidatura la primăria capitalei chiar dacă a vehiculat. Al doilea a fost domnul doctor Cristoiu. Hristu ca la Câte spital universitar. Într-adevăr, într-adevăr, bucureștenii au nevoie de un doctor. Au nevoie de un doctor. Păi n-au avut un doctor. Nu, dar n-au nevoie de un doctor care a depus jurământul în fața lui Hipocrat. Au nevoie de un doctor în administrație locală. Iar cei 30 de ani ai mei mă, legiferez că eu am depus jurământul 30 de ani, 30 de ani în fața electoratului în diverse etape ale Bucureștiului, consilier general, consilier local, la mai multe sectoare, inspector general. eu am depus jurământul acela, dar jurământul în fața cetățenilor. Ce asta se întâmplă, mulți îl consideră fenomen. Nu. Este ce am băgat în pământ și am rămas lângă ei. Deci să închidem acest subiect cu subiect și predicat. Candidez la primăria Capitalei. Deci asta clar le-ați dat o veste tristă Candidez la primăria capitalului Partidul Social Democrat, Partidul Liberal Să-și pună și candidați comun Sau posibilitatea să intre într-o alianță cu Partidul Puterii Umaniste Să redăm Bucureștenului ce? Nu, eu astăzi vă spun Finala se joacă între mine și Nicu Șordan Păi și dacă partidul respectiv, PSD-ul, să spunem, zice, da, vrem să intrăm în alianță cu PUSL-ul dumneavoastră, vin și liberalii, da, vrem și noi cu PUSL-ul, da, nu sunteți dumneavoastră vioara întâi, avem noi o vioară mai mare, o mandolină. O... La BDC ce te caracterizează vocea și talentul. Da. În administrație, de ce nu mai pot fi decât vioara întâi? Pentru că mă caracterizează experiența. Respect tinerețea. Respect uh, inteligența, dar vă spun, inteligența tânără, nu artificială, reală, a oricărui candidat, intrat într-un -intrat, intrat într sarcofag astăzi numit primăria capitalei, intervin acele mumii matusalemice uh, uh, care... Te electrocutează. Dacă PSD-ul vine cu o propunere, da, rămâne alianța, dar noi venim cu Daniel Băluță, de exemplu. Un primar despre care mulți bucureștieni spun că ar fi performat <coughs> foarte bine. E și părerea mea, printre altele. Acolo cum rămâne. Domnul cu Bucura. Cu Daniel Băluță este o, o istorie și o poveste care aș vrea să o, să o închidem și pe asta în clipele astea. Vă rog. Daniel Băluță este un primar tânăr. În 2012 a fost prima dată când a intrat în administrația locală. După 2 ani de zile, devine viceprimar. Era viceprimarul dumneavoastră, să era le spunem celor care Devine viceprimar. A devine, viceprimar. Okay. devine viceprimar când fostul viceprimar al meu, după un mandat și jumătate, pleacă pentru un job privat în străinătate. Partidul îmi spunea să-l pun partidul domniei sale, PSD-ul, îmi spunea să-l sprijin ca să devină viceprimar. Și zic, băi, omul e dentist, ce are una cu altă. Astăzi, vă spun cu toată responsabilitatea, nu că sunt mândru, ca de fiecare, pe instinctul meu, am ales ceea ce a fost corect. Puteam să aleg o grămadă din acei consilieri care se devină viceprimar în locul lui Alex Popescu. Și am zis, da, Băluță. Băluță este un burete de absorție. A fost un burete și este un burete de absorție fantastic. Băluță a excelat și excelează prin tot ceea ce face. A găsit un teren însămânțat deja la sectorul 4. Și sunt mândru că a continuat. Eu am făcut curat, eu am aranjat sectorul 4, el a venit și l-a dezvoltat. Parte dintre ele a avut și proiectele mele, dar venit mare majoritate ulterior după mine cu niște proiecte. Dar n-a luat sectorul de la zero. Gândiți-vă că dacă l-a luat de la zero, eu la al doilea mandat am ieșit cu scorul istoric de 84% în alianța U.S.L care a luat un scor istoric de 61%. Eu am ieșit cu 24% peste USL. Și la al doilea mandat este un scor record de care sunt membru. Cu o prezență la vot de 63%, 84% m-au votat. Asta se repet, la al doilea mandat. Revin la Băluță. Băluță uh, va fi moștenitorul tronului la un moment dat că este normal, l-a portat la cât a putut să evolueze, la, put, la cât a putut să Uh, deci, nu primar, dar, totuși, chestia asta mă sperie pe mine cu tronul. Adică, nu tronul, ujură, eu, eu, eu vorbesc mai metaforic. Știți a, că sunt mai plastic. E doar o metaforă. Uh, credeți Pare adică, cumva, bă, ia tu tronul. Uh, V-ați învățat eu? Să, să stați cu oameni sterili, cu oameni Nei Nu, nu, nu. nu dar, vă, vă spun, da. Uh, îmi, place îmi, să explic mie că... îmi place să vorbesc cum se vorbește în piață și prin bajul oamenilor. Pentru că a emite astăzi într-o frecvență a inteligenței, emitem în gard. Noi știm foarte bine că plus sau minus, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este România. Plus sau minus, inteligența în România, acei oameni care rub bibliotecile, cine mai rup, au rupt bibliotecile, au scris, este de maxim 10%. 5 se prezintă la vot, iar 5 nu. Din păcate, din aia care au rupt bibliotecile, nu prea mai sunt mulți nici care ne conduc. Asta ca să facem uh, o mică paranteză. Nu m-ați lămurit, însă am înțeles. Cu băluță, povestea -n cu... N am nu, cu am înțeles, n-aș vrea să insistăm. Nu, nu, și vă spun poate și, să vă, Să vă, nu, se nu, 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 la noi foarte bine să, să, se uite, că aici, vin, aici și, vin și vă spun. În, aceste, în această alianță, astăzi când vorbesc, este o alianță pe PSD, pe sectorul 4. A fost și în 2000, 20, 2024, va fi și din 2024-2028. Nu ne punem candidat de primar, îl susținem pe Daniel Băluț, noi Partidul Puterii Umaniste și eu, Cristian popescu Piedon. Ca să fie clar, la fel la, 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 la sectorul 2, și vă spun cu o singură condiție, nu ne punem candidat, dacă se va configura, dacă se va configura, ca portret al candidatului, și se trage la poartă, depinde doar de domnia sa și de partidul care îl reprezintă, să facem o alianță electorală PSD-PUSL cu candidat Rareș actualul prefect al copilului. Rareș Am înțeles. Nu fost tu viceprimar care înțeleg... Cu alte, care cu, alte, cu alte entități candidate la sectorul 2, Piedone vine cu candidat, ca președinte al PUSL. Și ce ar face? PUSL ar încurca PSD-ul. asta? Nu spune. știu ce face. Eu v-am spus Piedone vine cu candidat. Și acum mi-ați ridicat și mingea la fileu. Pe data de 5 aprilie, în calitate de președinte al Partidului Puterii Umaniste, social-liberale, și cu această, pe această cale vă fac și invitația, avem închiriată sala Palatului. 5.500 de oameni vor veni din București. Partidul Puterii Umaniste, pe data de 5 aprilie, își va anunța candidatul la primăria generalei și astăzi l-ați auzit. Este singurul nume care vi-l dau. V-am spus două sect un sector sigur în care nu avem candidat și avem o alianță electorală. Și Băluță s-a ținut de cuvânt și s-a respectat-o și mergem în continuare pe alianță. La 2 condiționat... doar cu condiția a fi candidat de Rare Shopping. -ă. Okay. Iar la ce alte sectoare, credeți mi, domnule Dan, cum Piedone astăzi candidează la capitală, să citesc puțin pe Andreea Marin, surprize, surprize. Adică o să aveți în patru sectoare nu, nu. topuri, topuri și branduri. Bun. Atunci haideți să clarificăm. Plus, sectorul 5 nu va mai avea pe, pietone pe lista de lăsați-mă să, dacă mai vreți, plus, vreau să clarific pentru că lăsăm lucrurile... De, a fost Piedone pleacă la capital, ați spus, da? Bun, asta înseamnă că sectorul 5 nu-l va mai avea pe nimeni. Nici dosarele, dacă de mâine vor apărea, nici mai maimuța care de mâine oricine mi-o va arăta, nu au decât să mă extragă de pe tabla de șac sau să mă împuște. Orice dosar mi se fabrică de mâine, nu mai au timp. Și Doamne ajută să înceapă să-mi facă dosare. Oamenii nu mai sunt proști dane. Oamenii judecă. Și repet, ne întoarcem la această scânteie. O vor scânteie pe București sau în România? Și așa George Simeon tot scapă chibrituri. Să se alăture și piedone? Și dacă e greu. scânteia asta nu aprinde focul pe care îl doriți și rămâneți doar o scânteie, este problemă. 5, sectorul nu, 5 ce rămâne cu el? Nu Oamenii e aia o să zică că, domnule, ne-am pus în dumneavoastră speranțele, că mai faceți. Eu, că eu astăzi. Proiecte. Eu astăzi. Aveți acolo un om? Nu. Eu astăzi. Eu astăzi. Vreau să vă spun iar cu subiect și predicat. Sectorul 5 a devenit sectorul meu de suflet. Înaintea lui 4, și o spun cu regret că pot să fac această diferență. De ce eu fac această diferență? Sunt fer convins că în marea majoritate și 4, acolo de unde i-am scos din mizerie și păluța a continuat treburile. Dar de ce pun sectorul 5? Pentru că de aici m-am plecat în vacanță. Sectorul 5, care eu am, eu am jucat în 2020 doar pentru psihicul meu, să văd dacă lumea mă consideră criminal, cu 8 ani și 6 luni condamnare, sectorul 5 m-a votat. De-aia m-am dus și la alt sector. Și nu m-am dus la 4. La sectorul 4 poate aveam reușită, dar nu vreau să-l încurc băluță. Și m-am dus la altul să zic așa, pentru psihicul meu. Sunt chiar criminal, iar vocea mulțimii este cea mai reală. Și m-au ales primar contrar tuturor contracandidaților, PSD, PNL, USR, a durat toți la un loc. Și am ieșit primar. Mulțumesc, le mulțumesc lor. Și le-am rămas și le voi rămâne credincios. O să mă duc să candidez la capitală. O să întrebe ce faci. Ne-ai scos puțin cât de cât, ai început să scoți sectorul și ne lași abandona pentru mărirea ta? Nu, oameni buni. Mă duc și pentru voi și mă duc pentru întreaga capitală. La sectorul 5. La sectorul 5, cu subiect și predicat, vă spun încă o dată, va candida în locul meu și îl voi susține cu toată ființa pe actualul deputat, Vlad Popescu Piedone. Băiatul dumneavoastră? Băiatul meu. O să zică familie. Fa... Nu, no, eu nu mai am încredere în nimeni. Eu am văzut ce înseamnă încrederea, cum se trag preșurile și ce înseamnă politica. Iar cetățenii, odată anunțat acest, această intenție a mea, va înțelege că eu nu o să-mi joc de ei. Vlad va continua proiectele doar prin ambiția de a nu face numele de râs. Vlad va continua absolut tot și cu asistență din partea mea. Poate să mă duc în gard. Să nu câștig primăria capitalei. Vlad va câștiga cu siguranță sectorul 5. Vă ia consilier? O să fiu consilierul lui din umbră din umbră, consilier voluntar. Da, v-am dat deja două nume pentru un primar general. Restul o să vi le spun pe data de 5 aprilie la conferința de la sala Palatului, unde vă fac de pe acum invitația Apropo dumneavoastră. Apropo de datele astea, noi mai avem trei luni și un pic, grosomodo, și mă uit la toate partidele, nu avem profilați candidați. Adică vorba lui Caragiale și cetățeanului turmentat. Noi cu cine votăm? De ce se întâmplă chestia asta? Le e frică partidelor mari să livreze candidați, să nu-i mănânce balena anticorupție? De ce se merge pe profilul ăsta, candidatul scos din Joben? Uitați, oamenii ăsta e, mai aveți trei luni, luați-l. Domnule Bucura, dane, permitem să spun datorită vârstei. Vă rog mă simt mai util să vorbesc la persoana... Eu rămân cu dumneavoastră, dar vă... Nu, nu, nu. Te-aș ruga cu... să-mi zici Cristi, te-aș ruga pentru că no. așa am zic și oamenii de pe stradă. No. Nu mi zic domnule primar, îmi zic piedone. Și pentru asta le mulțumesc încă o dată pentru că a ne a, a articula cuvinte la persoana întâia nu, ne, nu, 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 nu sunt omul. Vă ascult. Îmi spuneați despre... Păi, vă spuneam despre epurașul din Joben, ăla pe care îl scot partidele, mai sunt două luni, bă, ăsta e candidatul, luați-l sau nu-l luați. De ce fac asta? De frică? Nu de... de frică, domnul Dane, pardon. Nu de frică, Dane. De... Pentru că nu au. A, că -au om? Nu au. Pe păi, nu Firea, au, de exemplu, că rămân nu. în logică, ei bate stați la ușa PSD-ului de vreo ani. Sta... cine? Gabriela Firea, de vreo doi ani, zice, sunt om. Iar sunt. este, greș... Iar este greșeala, nu a mea, a managerilor din, într-un partid sau altul. Uh, și nu folosesc nume, ca am zis că nu mai folosesc nume, uh, un profil de candidat a unui partid care s-ar zice că ar avea greutăți la vedere, mă înțelegeți, în termeni românești se numesc cohones, da, fără nicio problemă. Un românism pur ăsta. cu. românism, da. da. Uh, Și-ar anunța candidatul cu cel puțin un an de zile și l-ar susține. Și-ar anunța candidatul și l-ar susține. Un profil de candidat, și, uh, de primar general, de un primar de sector, sau orice, uh, dom'le, trebuie să-l scoți la bătaie. Nu e puraj de câmp. Nu, nu să-i scoți pe post de negociere, pe post de maimuță, pe post de eu știu ce e în capul politicii fiecărui partid. Scoate-l direct în ochii electoratului, cu bune curele, indiferent culisele unui partid ce, va hotăr ce vor hotărâ, nu vor, ei, nu vor hotărâ ei la masa verde. Sau poate fi o mică diferență de voturi în care poate să Dacă îmi vine valul pe acel candidat, nu-i stă nimeni în cale. Domn primar, haideți că la noi timpul în televiziune e scurt și vreau să mai parcurg câteva lucruri. Uh... Întrebare de pe rețelele de socializare. Am urmărit astăzi comentariile da. celor care sunt acolo, care îmi scriu, știau că veniți. Spun unii dintre ei că ați fi un personaj extrem de bogat, că ați avea o casă foarte scumpă, o avere la, așa, ne, care nu-i la vedere. Vă dau un minut, două, să explicați lucrul ăsta din Nu trebuie să-mi niciun minut, nu trebuie să-mi nimic. Atunci că... mai puțin, nu știu. Stau. Nu, 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 nu să încep cu gen politicien, sunt bocat, am nepoți, am copii, am, uh, am, aveți nepoți, aveți am, copii, am patru nepoți de care sunt mândru, povesti, am doi copii de care sunt mândru, uh, am familie, am o regină pe care o respect, uh, dar uh, o să încep cu realul. Ce-ar vrea un uh, cetățean? Simplu, cât de amărât. Să votez, Probabil nu. un primar cinstit Nu, care nu, să nu, lasați cu cinstea și cu astea Că nu asta vrea? cinstit e Pinocchio Nu e nimeni, deci despre ce vorbim În perioada tranziției post-decembriste Cine îmi spune mine că e fată mare Să plece acasă, mm -hmm. indiferent din ce sistem Și ce structură și ce formațiune și ce orice Nu există, domn De acum încolo, începând în, în schimb Să apară fetele mari, dacă vreți Eu când m-am apucat de politică Aveam mulți ani de, de Nu de apărat de stradă de muncă. Munca legată direct cu strada și cu cetățenii. Știți foarte bine, am activat foarte mult în domeniul, acum zic că se horeca, dar în de restaurante, și pe timpul Ceaușescu și după. Și sunt mândru de lucrul ăsta. Ne-am păstrat obiceiul. Familia mea deține o societate, astăzi este administrată de soacra mea și o să zici, domne, soacra Tamara, mătușa Tamara, 84 de ani. Nu, are un manager bun. Este pusă pe e numele ei pentru că a fost până să intre și Vlad în politică și eu, Vlad, de obicei copiii mei pe numele, numele lor era această societate. Soacra este pusă ca acționar și aveți manager la societatea. Exact, acelica. dar a fost pe numele copiilor că Vlad a devenit deputat fiind manager. S-au retras, da. au lăsat. Avem două restaurante. După tragedia în colectiv, luăm doar chirii, da, ci pe cele două. Nu le mai activăm, nu le mai nu, mai, uh, nu le mai operați Operăm noastră. proprii. Avem societatea, are în patrimoniu mai multe mașini de epocă pentru care le închiriem pentru evenimente. Iar în clipa în care să avem toate acestea care vin de, din, de zeci de ani din urmă, eu aveam tabla pusă pe casă înainte să mă apuc de politică. Dacă un bucureștean sau un votant ar vrea să voteze un om sărac, Olea spune să nu, că el vine dintr-un șoșon și un galoș și a doua știi, nu știe, nu deci știe ce primarului Piedone, nu votați un om sărac, că, cum a spus, vine dintr-un șoșon și un galoș și nu știe ce să fură primul, ca să fură primul, or șoșon, -șo Alex, or -șo -mi, or -șo -șo mi te rog, nu-l și sondajul de care mi-ai spus că... Uh, uh, pe... nu, n-am terminat. Da, nu eu doar vă arăt niște rezultate aici, niște sondaje, dumneavoastră mi-a explicat, deci aveți o firmă pe numele soacrei? Uh, am avut, am, am avut, am avut secret... Uh, nu eu, familia. Nu eu am. Familia. familia. Casa aia de care spune... Casa aia de care spune acolo m-am născut. E adevărat, este pusă într-o poziție strategică. pe dealul Mitropoliei, pe Principatele Unite. Dar casa a fost construită de la 1898, când se trăgea cu arcul prin București. Uh, este a familiei mele. Este moștenită, este de la, lăsată din tată în fiu, nepoților, iar se aparține copiilor mei. Pot să vă spun că am devenit mai sărac puțin, că acum o să trebuiască să îndepun declarația de avere pentru primar general. Vreau să vă spun că am avut averea sequestrată timp de 8 ani de zile. Aia care a fost. Cu 6-7 mașini de epocă. Că asta îmi place, dacă îmi place fierul și îmi place să-l să fac eu, nu să-l cumpăr. Iau mașini de la 500, 1000, 2000 de, de euro și le ciocănesc 4-5 ani de zile. Este un hobby al meu care și nevastă mea mă ceartă că amantele mele sunt mașinile respective sau mai mult cu ele decât cu... Nu cu... mă băgați în zona de cancan, că nu e expert. Nu, nu e problemă, Domn nu e problemă. Nu e problemă, nu e problemă. Cine are să tragă? Sunt Bun. deschis. nu am nicio problemă. Bun, deci casa măștenire a, a rămas la copii. Deci sunteți a mai rămân, sărac. Nu, nu, să vă spun. Și mai mult acum, trebuie să dau declarația de primar general, după 8 ani de sequestru, cu o muncă, ce am aveam terenul, ce aveam în situația de avere... O să mă văd că am făcut demersurile și trebuie să fac noua declarație de avere. Sunt un simplu chiriaș, la chiriaș, impropriu spus, la copiii mei în casă. Soacra fiind foarte la stau mai mult de două, trei să... o săptămână, două, stau mai mult pe la ea care are o casă proprietate în Bragadiru, spunându-se casa lui Piedone din Bragadiru din lui soacră mea și nu e la soacră mea de ieri de astăzi, a lui soacră mea pentru că fiind foarte bolnavă nevastă mea, adică fisa trebuie să aibă grijă de ea tratament, diabet, mâncare la ora exactă, etc., etc., și doar mai mult prin Bragadiru. Da. da. Au fost anumite dosare care mi-au zis că Biedone și-a schimbat mandatul, și-a schimbat domiciliul, și hai să facem să-i pierdem mandatul. Nu, domiciliul lui este de când s-a născut în Principatele Unite. Și acolo va, 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 vă spun că declarația mea este mai, mai, mai puțin și sunt mai săra pentru că am cedat absolut tot copiilor. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe că sunt multe. V-am pregătit aici un sondaj. N-am înțeles. E un sondaj al celor de la Curs. Mă rog, e... în piață se vorbește că e o casă apropiată de Gabriela Firea. Nu asta e problema, ci faptul că înțeleg că apăreți în acest sondaj fără să fi fost pus o poziție cu numele dumneavoastră. Adică sunteți la și alții și ați luat 10%. Sau cum a apărut povestea? Asta? N-aș vrea, aș vrea să fiu, nu vreau să fiu nici ironic, vreau să fiu, mi-am propus în seara asta să fiu mai mult uh, serios, pentru că eu sunt un tip și voi mă cunoașteți din. Nu aveți 10%. Nu, n-ați înțeles, sunt scoloși. un tip care sunt slobod la gură. Și sunt un tip care spun, cum a spus lucrurile. dar nu vreau, prin metaforismele mele, n-aș vrea să să jignesc sau rație, să, să înțeleg e... jos că nu să vă mai audă telespectatorii. Să înțeleagă Așa. cineva că uh, am vreo ironie. Nu vreau să parafrazez că asta atât s-a putut și nu sunt eu cel care să fac lucrurile astea. Dom'le, am văzut și eu sondajul ăsta. Să știți că nu are nicio legătură faptul că astăzi mi-am anunțat candidatura la primăria capitale cu ce a apărut sondajul. Am rămas chiar surprins. Adică te duci pe stradă și întrebi ce, ai, ce părere ai de Gică, Ionică și Vasilică și el să zic să zică spontan, așa, din stomac, piedone. Și 50% să da, știți că ești cei mai, să zic, periculoși. Aia probabil nu merg la vot Nu, nu, ăia nu l-au auzit pe piedone. Uh -huh. Eu am sondajul firului de iarbă, mamă. Mă. Nu sunt nebun să mă detonez fără să știu ceva sau să merg la sacrificiu. Dar nu merg ca nebun. Ok. Eu astăzi vreau pace. Eu astăzi vreau o alianță. Eu vreau ca Bucureștiu să înțeleagă. domnul ce pace să mai aveți cu Gabriela Firea, insist încă o dată, când tocmai i-a stins lumina dacă intrați? Că femeia să visa acolo, candidata PSD-ului. Veniți dumneavoastră și ziceți, vreau alianță cu PSD-ul. Este... Eu oricum candidez. Nu este... oricum îi atenție, atenție, atenție. Respect. Respect Gabriela Firea. Este problema lor păi, interna. Așa că zice bine producătorul meu, o respectați, o respectați, dar cum a făcut-o Alexandru pe doamna Firea, domnul primar? Gloabă. Gloabă? Da. Nu. Bun. Hai să clarificăm și problema asta rapid cu gloaba. Ia, spuneți. Uh, și ține de articularea limbii române. Eu sunt pasionat de cai, nu, eu nu, nu. respect Bun, și gloabele uh, și, armăsarii și Eu vin de la un proverb românesc, orice cal devine gloabă. M-am hmm. mi-am spus o mie pentru vârful meu de și a carierei și a vârstei, este ultimul trend al carierei mele. Uh -huh. Ultimul. De aici nu mai există nimic pentru mine. Nu o să mă vedeți pe mine nebunul care după primar general o să trag. spuneați astăzi, mai o să trag că vreau președinte. Bă, găbule, mai trebuie tânăr, să știți tânăr, ce porți și ce pălărie porți. Exclus. Nu ne gândim președinție putoare. Acolo o să ia aerul rarifiat, sunt două măști de oxigen, ce dracu mă bag și eu și așa. Bun. Deci, uh, nu i-am tras nicio lumină, uh, doamne. Da, dar n-ați murit o pe asta cu gloaba. E mai tânără ca dumneavoastră. Nu, nu. Eu am spus orice cal. M-am referit la mine. Acum, ha. orice cal devine gloabă. Orice cal. Eu. Uh -huh. Dați-mi masculinul la cal. Iapă, cum adică să... Păi nu, dacă spuneam de Gabi Fire bravo, mi ridicatul ridicat-o la firă. Dacă spuneam de la de Gabi Firea, orice iapă devine globă. Că eu am, că vorbit, că eu am, eu am feminin, vorbit la masculin că spun... Piedone. Orice cal devine globă. Nu există... Dați-mi exemplu, Orice cal devine ce? chiar dacă ai cojones. Păi masculin e cal, da? Un cald. Așa, Chiar Și păi aia dându-o așa, înseamnă că însă ar trebui deci să eu, ne gândim. Eu nu, noi nu. Fel. Și dacă... Și da, și, nu, nu, să, ca să clarificăm până la sfârșit. Dacă Gabi a înțeles lucrul ăsta, Gabi, îmi cer scuze, nu, este, nu, mi era, nu era adresată ție, am, făcut referire doar la mine. Cei care astăzi te-au injectat și m-au injectat, să ne punem cap în cap, tu știi foarte bine că și tu, și eu, nu, nu avem uh, stăpân, Singurul nostru stăpân este bunul, singurul meu stăpân și al tău este bunul Dumnezeu. Și știi că ești o ființă credincioasă. Nu am nimic cu Gabi, Firia. Nu am nimic. Absolut cu eu. Problema e la ei, acolo, internă. Treaba lor. Eu nu mă bag. Eu nu bag bățul prin garn nimănui. Bun, haideți să facem un joc de imaginație. Da? Ați ajuns primarul capitalei așa cum vă doriți, v-au votat bucureștenii și sunteți acolo, pe poziții. Există două curente de gândire. În București, eu l-aș numi o capitală europeană a asistațiilor sociale. E părerea mea. Foarte multe măsuri sociale, măsuri de pomeni, cum ar putea spune unii. Există celălalt curent care spune, doamne, noi ne dorim în București în care banii ăștia să nu mai fie pentru statul de degeaba, pentru asistați, pentru persoane cu probleme și așa ci să investim. Sunteți primarul capitalei. A spus că sunteți, vă promeniți din zona socialistă, așa, da? da? Asta ce înseamnă? Că o să continuăm în București cu pomeni electorale, cu asistați social, cu... Sau o să facem... Uh, și aici vin iar cu experiența mea de peste 30 de ani. Am fost primar la cele două sectoare. În ordine, sectorul 5 de această dată și sectorul 4, unde latura socială este cea mai dezvoltată. Da. Provine din fostele cartiere dormitor ale Ceaușescu, provin din uh, ghetourile, cum le numesc alții, acele garsoniere de 12 metri pătrați unde astăzi încă locuiesc oameni care au fost angajați la marile întreprinderi comuniste. Care și le-au cumpărat, nu și le-au cumpărat, în sfârșit. Știu ce înseamnă ajutorul social, dar să știți că noi primarii suntem paratrăznetul în care se descarcă aceste ajutoare sociale. Guvernul, conducerea României, trebuie să înțeleagă să se aplice cât mai tare asupra acestei probleme. Pentru că noi suntem executanți. Mie îmi mănâncă din bugetul sectorului 5 și mi-am mâncat și de sect la sectorul 4, undeva la aproape 25%, deci cei mai mulți asistenți asistați social se află astăzi în sectorul 5 din toată România. Datorită cartierelor cerebre, datorită comunității de romi, pe care astăzi o iubești și o respect și uh, sentimentul este reciproc, dar uh, legislația trebuie modificată. Bun, și ajungeți primar și nu puteți modifica legea? Păi nu modific legea. Ba da, poți să modifici legea. Poți să modifici legea dacă ești un primar implicat. Dacă te duci și bați și rupi ușile Parlamentului, tu personal. Dacă te interesează să faci ce vine pentru comunitate. Și aceste ajutoare care le spun astăzi sunt nesimnificative. M spune, raportat, dacă raport... -aveți o majoritate, puteți rupe ușile cu om bun. Domnul, -o om Să nu vă asculte nimeni ce dacă nu aveți o majoritate. Dădicule, din păcate, Piedone are ceva ce nu au din nou, are din nou nimeni. Are puterea oamenilor simpli. De acolo de unde provine el. Adică o să faceți spre șoșoacă? Luați oamenii simpli? Nu, la ușa... nu, de ce mă jigniți? Păi lăsați... nu știu, mă întreb nu, ce nu, înseamnă. Nu, că nu mă jigniți. Eu, eu n-am văzut în 30 nu, de ani de post-decembrist un primar care să-și poate impune voința în Parlament legiferând ceva, dacă n-are majoritatea și susținerea de... Dar ați văzut un primar care poate să le, să le spună majorității simpa, simpatizantele lui cum să strănute mâine dimineață? Nu. Eu voi face acest lucru. Da? Bună Pune, Alex o burtieră, uite, Piedone vrea să învețe să strănute pe aleșii neamului. Nu? Cam așa... Nu, nu. Doamne, uh, mi că vine... pleava aia cu pleava, sunt proști. nu-i luați lumina. ca proști, nu sunt mai deștepți ca mulți dintre nu noi. Dar sunt și mulți. La emisiune. Sunt mulți. Uh, Eu mă închin lor. Explicați-mi puțin și cu Nicu Șordan, da? Vizați locul acum, da? E clar. s a anunțat candidatura, ai vreți locul lui Nicu Șordan. Vedeți? Uh, mă abțin cel să spun răutăți. Mă, mă, mă abțin să spun răutăți. Păi nu știu, cu ce veți ataca cel mai dur? Sau de ce mă veți convinge, cum mă veți convinge pe mine bucureștean că nu mai e bun nicușor și trebuie no, să-l uh, pe piedon? Nu cobor atât de jos să atac pe cineva care pentru mine nu există. Eu nu am zis să ataca. Nu, ați înțeles. Să mă convine... Dar nu pot să atac pe cineva care nu există în viziunea mea și marea majoritatea Da, există, nu. uitați, ce, ia zi, ia, cum e Alexandru, dă-ne în ful și nouă. adevărat. 30 și cât? Nu, nu. Iar nu vreau Ia uitați, 36, domnul Prima. Foarte bine. Probabil că sunt acei 36% care merg cu căștile în urechi, cu gluga pe cap și cu telefonul în față. Își mașinile în gropi, nu vede că rahatul de câine pe stradă, nu vede că stă pe o bancă ruptă, ei nu văd nimic. Ei văd decât lumea lor virtuală. Nu trăiesc într-un într București real și al Bucureștiului adevărat simții de marea majoritate. Nu deci spuneți e... că ăștia ai votanții lui Nicușor Dan ar fi cei care trăiesc într-o lume virtual. virtuală. virtuală. Mm -hmm. Deci într-o lume, nu exact, că nu, tot eu tot vorbesc pășleau și corect. Ăștia, n-ați înțeles? Pe... Te eu duci cu mașina, spune, tu Dan, da, tu, Dan dacă îți rup mașina, încep să înjuri. Unde ți-ai mașina? În sectorul 1, 3, 4, capitala. Înjuri, bă, așa. Ok, pe ei ei n-au nicio problemă, ei să uită acolo în treaba lor, n-au nici aruma și la n-au nicio problemă. Stă, stă pe bancă ruptă cu rahat cu păi, picior. nu merge imaginea pe care ați descris-o cu cealaltă? Dacă ești cu căștile pe urechi, cum ați zis, cu ochii în telefon, nu da. poți să-ți mașina, că se presupune că nu conduci decât dacă ești inconștient. Ei și conduc. Oricum, sunt legați în, la altă sistemă, la, la inteligența artificială și la... Uh, de aici înseamnă a te încrede într-o arti inteligență artificială. Să știți că este bună. Și eu am o consilieră și fac mișto de ea pe inteligență artificială. Dar în realitatea virtuală, mare majoritate trăiesc. Te duci sâmbătă la duminică, ești invitat la un botez la o nuntă. E seata nevastă cu tocurile care te-ai făcut sacrificii să le cumperi și, și le, le rup, în prima groapă. Nu, e, nu neapărat confortul și bunul simț să găsească din practică, nu din bibliotecă. Din practică. Mai am, mai am o eu nu vreau să, Eu nu vreau să atac. N-ați înțeles campania mea va fi ca de fiecare păi dată. Nu, ați pe Nicușor, nu, nu, n, n ați înțeles. Ați atacat Să fie sănătos, scapă cine poate acum. Nu mai, nu mă, interesează. Nu? Vom vedea. Păi da, dar trebuie să fie o luptă a celor care candidează, nu a nu. celor nu. Eu am putează. să le scot, credeți-mă, că am și o rețetă să le dau puțin căștile la cel puțin jumătate din cei al Unicușor. Să le dau căștile jos. Ne schimbați muzica din pești și să nu știu, Nu știu dacă se poate. Vă dau tot din casă, nu se poate. Fiecare. Oricum, Uh -huh. în... din ce ați văzut, ați văzut. Sunt singurul care am participat în niște campanii atipice. Am fost atipic. Sunt atipic. Dar nu sunt atipic că vreau eu. Ăsta sunt. ăsta sunt. Știu să recunosc. Știu să zic da. În special știu să zic nu. Cu toate că în spatele daului care zic, știu că am personaje care... Ce să vă spun, ca să fac așa iar o metaforă. Eu nu cumpăr hârtie genetică de 30 de ani. Opresc cu suicia că m-am săturat de limbile de catifea pe clas, nu? Păi, Poate aveți eu știu, toalete de aia care nu, până nu, până nu. să vă spală. Nu, nu, nu. Nu ați înțeles că, că eu nu pun hârtie igienică, în fiecare dimineață îmi spune chiparosule, frumosule, ce frumos ești. Bun. Haideți să nu, să nu mergem cu discuția, mai am foarte puține minute, să nu mergem spre zona aia ceneaule, să mă trezesc că mă urechează ceneaule din cauza sau, eu știu, hârtiei pe care o folosește sau nu primarul de la sectorul 5. Există o legendă urbană care spune că foarte, o parte din primarii, dacă nu chiar toți, capitale estea, au fost și sunt păpușați de băieții deștepți, din servicii și din structuri. Pe piedone l-a căutat cineva, măcar după ce a ieșit din pușcărie, să... V-ați întâlnit, apropo, am o întâlnit cu vreun șef din ăsta, din structurile informative, operative, după ce ați ieșit din vacanță? Sau? Un um, bun. Ca și tine sunt ferm convins că aceste structuri există. Păi nu, trebuie să. Au... Da, ne, mă las sunt să spun. Eu sunt ferm convins. Eu cred că poate tu și alții s-au învârtit sau au avut acces pe lângă toate aceste structuri. Aceste structuri au niște dim, calcule și dimensiuni foarte bine stabilite. Ei pun și au pe, pe oamenii care îi pot, pot controla. Sau apar atunci când le arată vreo maimuță sau altă să ei să se închine. Nu, nu mă interesează. Nu am avut niciodată uh, nicio mică să zic, să zică cineva ăla e gică de la SRI sau gică de la SIE sau nu știu. N-am avut niciodată. Și mulțumesc lui Dumnezeu, dar ei știu lucrul ăsta pentru că n-au -au avut acces la mine pentru că nu mă pot controla. Singurii care mă pot controla sunt oamenii în care le-am fost și le voi rămâne credincios. Nu, răspunsul este categoric nu. N-am avut nicio treabă și nu am nicio treabă cu serviciile secrete. Există. Și de mâine s-ar putea să le simt cu aceste declarații. Dar mă bazez că de această dată. Mă bazez că de această dată oamenii să înțeleagă că ei trebuie să conducă și nimeni altcineva acești ochi albaștri, păduri adormite, neadormite, frumoasele din pădure adormite. Nu! Ei, oamenii, oameni buni. Ștampila este la voi. Iar dacă vin atât de, valul vine atât de mare, cum a venit și în 2008, cum a venit și în 2020, în ceea ce mă privește, și voi ați decis, contra voinței lor, știu ce a însemnat, că nu, nu mă vrea nimeni, cum să mă vrea pe mine cineva prin marginal. Că și aceste lucruri trec cum trece iubirea prin stromac și aceste rafarisisme înainte de anunțarea candidaturilor trec pe la ce spunea Dan. Dacă vă știu în spate, pentru mine nu sunt de, nu sunt de opri și în afară de voi oameni mulți pe care vă mulțumesc și m-ați susținut atunci când ați făcut gaură în cer și v-ați rugat cu toții la bunul Dumnezeu să facă dreptate, judecători cerebrali care, contrar culoarelor, și-au asumat responsabilitatea. Așa mi-au asum și eu astăzi în fața dumneavoastră. Bun. Restul scapă cine poate. Domnul primar, scapă cine poate. Asta e cel mai important. Câștigă cine poate. Ați. A avut 4 minute, le-ați explicat oamenilor cine sunteți, ce vreți și ce o să faceți. Păi de-abia am încălzit, Dană, Eu știu că de-abia v-ați încălzit, dar formatele emisiunilor sunt fixe. Da, uh, uh, peste noi. Spunându-ți uh, doar mulțumesc pentru corectitudine, onestitate și nici un ziarist în care și lumea o, știe, lumea o știe lucrul ăsta Când ai de dat cu toporul, dai și cheam cam doare. V-am criticat pe noastră când am avut. Nu m-ați mai argomente. criticat, Pot m-ai rupt. Să vă mai mai critic? rupt. Mai, mai rupt. Și te rog frumos pentru că sunt unul dintre oamenii care nu zic unde de data crește, dar învăț. Și uh, am autoregla și de la voi presa cu siguranță. În 30 de ani am învățat și eu ce înseamnă presă și o probabil. Oameni buni, acesta a fost primarul sectorului 5? Nu, te rog eu frumos. acesta a fost viitorul primar general. Viitor candidat nu, la capitală. primar general. Voi cei de acasă veți decide Vreau să plec care este viitorul acestui domn <laughs> care părăsește studioul după prima oră de selectiv. Mulțumesc, domnule Văescu Piedone. Noi, ca de obicei, avem buni, scurtă, foarte scurtă pauză. Tragem concluziile, îi dăm mai departe. Avem seară lungă, politică, circa aici o să fie... O să vedeți. Nu vă spun totul, mai păstrez și eu surpriză. Dan, să-mi dai ratingul de mâine, da? <laughs> Oameni buni, astea au fost 45 de minute bătute pe muchie. Eu am întrebat, omul a răspuns și a vrut. Voi uh, trageți concluziile cei de acasă. Tocmai și-a anunțat Popescu Piedone, primarul de la 5, candidatura la capitală. Deci nu o să-l mai găsiți pe liste la sector. Care vrea îl votează la capitală, care nu, nu. Interesantă teoria aia cu votanții lunii cu Jordan. Eu unul n-am prea gustat-o, dar e decizia voastră celor de acasă să trageți concluziile. Eu urmează să vă organizez acum o oră și ceva în studio ăsta. Un meci politic, fraților. O să avem de toate, îi avem pe toți fără, vreau să vorbesc cât se poate de puțin eu, să vorbească ei, să trageți dumneavoastră concluziile. Cam asta ar trebui să faceți cam tot anul ăsta, să-i ascultați, vă notați toate lucrurile și la sfârșit îi ardeți sau nu pe aia pe care vreți cu ștampila pe ei sau pe lângă. Noi o ultimă pauză scurtă și începem puternic ora a doua, aia cu războiul politic de care v-am povestit.